Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Școala Gorjeană. Suntem împreună cu doamna Marcela Mrăjeru, directorul Colegiului Tehnic Henri Coandă din Târgu Jiu, care îi spunem bun venit. Bună seara, bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe telespectatorii dumneavoastră. Da, sunt foarte multe evenimente care se succed în aceste zile. De fapt, se cam știe că luna mai este o lună infernală pentru tot învățământul, dar managerii de unități școlare cu atât mai mult, și de asta o să și vorbim în prima parte a emisiunii, mai ales că astăzi a fost și o ședință cu directorii mai deosebită ca altădată, nu pentru faptul că a durat vreo 4 ore, ci pentru faptul că s-au întâmplat multe acolo, o să vorbim și de asta, dar în același timp disciplina istorie, pe care o reprezentăm împreună a avut în ultimile zile și va avea în următoarea perioadă foarte multe evenimente importante și cred că ar trebui să le punctăm. De fapt, noi am început, luni am punctat câte ceva despre concursul de istorie regional de Dumitru Micu Popescu de la Novaci, ajuns la ediția 11-a. Apropo de membru al juriului. Care a fost o reușită, trebuie să recunoaștem. Ce putem să mai spun, așa ca să tragem niște concluzii după ediția 11-a? Mie mi se pare că devine din ce în ce mai important, adică este tratat cu foarte multă seriozitate și de profesori și de către elevi și ca atare, așa cum și noi am discutat, după cum știți, cred că ar fi cazul să-l facem, să-i dăm o amploare mai mare și să facem demersurile necesare astfel încât să devină un concurs național. Chiar dacă este mai mult pe specificul Gorjului, am putea să ne adaptăm și noi, că doar putem să facem acest lucru, să-l transformăm într-un concurs național, pentru că este de amploare până la urmă. Participarea a demonstrat acest lucru. Au fost și și premiile, care sunt extrem de valoroase. Sunt premii în bani, copiii de la puține concursuri primesc astfel de premii în bani. Este vorba de implicarea celor care susțin acest concurs, familia domnului profesor Dumitru Micu Popescu, cei doi copii și doamna profesoară Rodica Popescu, cei doi copii care, așa cum știm, sunt plecați în afară, în America. Iarăși un lucru important mi s-a părut susținerea pe care o are liceul din partea comunității locale și din partea obștii. Da, de fapt, obștia este, cred, unul dintre elementele foarte importante, pentru că ei sunt într-adevăr o zonă de munte, o zonă cu multe păduri, și acolo există obștia aceasta a celor care au proprietarilor de păduri. De fapt, a urmașilor proprietarilor. Sigur, da. Că da. Sunt mai multe obști din câte am aflat eu așa. Dar este una dintre aceste obști care se preocupă și care susține școala novăceană și școala gimnazială, dar și liceul din Novaci, după discuțiile pe care le-am avut cu colegele mele director. Și că iată că s-au implicat și în susținerea acestui concurs, de asta spunem că am putea să-i dăm o amploare mai mare. Da, poate lăsa totul cu specific de istoria Gorjului, că efectiv ne promovăm istoria județului în țară, dacă s-ar putea face acest lucru. Administrația, am înțeles că ar fi dispusă să se implice în această idee, liceul cu siguranță, familia regretatului profesor Dumitru Micu Popescu la fel. Deci cred că ar fi toate premisele, mai ales că inclusiv sindicatele am văzut că ar marșa pe o asemenea idee. Deci cred că am putea să avem în anii următori echipaje din toată țara să vină la Novaci. Din zona, din regiunea Olteniei, regiunea Olteniei, da. Și chiar de la Hunedoara, de la Sibiu, pentru că legăturile noastre cu cei de la Sibiu și de la... Sunt istorice, zicem așa, da. Iar Novaciu cu atât mai mult, mai ales că este o comună, un oraș și un spațiu care s-a constituit și cu aportul transilvănenilor veniți de dincolo. Nu, cred că o asemenea competiție, și o să vorbim și de altele, chiar astăzi s-a desfășurat una foarte importantă, și rolul lor arată că această disciplină, istoria, are o importanță foarte mare în, să zicem așa, la nivelul învățământului românesc, ba mai mult, și copiii
Copiii merg pe o asemenea idee, deci accesează o asemenea, sunt atrași de o asemenea disciplină, deci nu e fals că, dar de ce ne mai trebuie sau de ce ar trebui să mai iau o materie în plus. Nu e deloc așa după cum vedem noi în aceste competiții. Da, și mie mi s-a părut extrem de important și interesant faptul că elevii au căutat tot soiul de lucruri de noutate despre, de exemplu, tema noastră Dimitrie Brezulescu, da, despre personalitatea domnului Dimitrie Brezulescu și au reușit să aducă lucruri importante în fața tuturor, inclusiv a celor care erau de acolo din Nova și care nu știau atât de multe lucruri. Este un fapt important. Cunoașterea istoriei locale înseamnă primul pas spre cunoașterea istoriei naționale până la urmă. Da, și apropo de despre Brezulescu, fondatorul Novaciului modern până la urmă, se întâmplă un lucru. Îmi explica cineva de la Novaci, din vechii, să zicem, vechile personalități ale orașului, de fapt, cei care acum sunt în retragere și la pensie, de fapt, cine povestea mie, domnul Cuțuliga, nu mai este printre noi, din nefericire. Și dânsul mi-a explicat că în anii 90, practic, nu mai vorbea nimeni, deci se uitase, dar anii de comunism făcuseră ca să nu mai, să nu se mai vorbească. Da. Cei mai în vârstă știau cine a fost Brezulescu sau ceva, dar nu era nimic, oficial nu se mai amintea nimic. Și, dintr-o dată, în anii 90, încet, încet și pas cu pas a fost redescoperită această personalitate pusă în valoare, iar un rol important după anii, deci aproape de anii 2000, a revenit Obștii, care moștenește și care a promovat anumite lucrări despre Brezulescu, alte acțiuni care au creat imagine, au readus cumva, au pus lupa din nou pe această personalitate remarcabilă. La valoarea pe care o are Dimitrie Brezulescu, l-au pus pe acel piedestal pe care trebuia să-l aibă novăcenii de la început. Dacă avem, deci am avut la sfârșitul săptămânii trecute o personalitate locală, istorie locală, astăzi la Gorj s-a organizat un concurs care are o temă universală de strictă actualitate, mai ales că nu-i pus deloc întâmplător, în mai 1945 se punea stop unui regim care a făcut extrem de multe ravagii în privința evreilor, apropo de Holocaust. Holocaustul a fost tema concursului nostru de astăzi, concurs care s-a desfășurat la Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu și iarăși am făcut parte din juriu. A fost un concurs, la fel, cu o participare destul de amplă, zic eu, în condițiile în care până acum nu am fost atâția. Este vorba de 12 elevi la clasa a 7-a și de 8 elevi la clasa a 11-a, pentru că astea sunt clasele pentru care se organizează acest concurs. Ca un element de noutate, anul acesta s-a introdus o probă practică, până acum era doar proba teoretică, adică examenul grilă, itemii subiectiv sau semi-obiectiv sau grilele. Iar de anul acesta s-a introdus această probă practică care înseamnă elaborarea unui afiș și, sau un articol sau pe o anumită temă pe care o sugerează comisia, dar, bineînțeles, referitoare la Holocaust. Mi-a plăcut faptul că au avut idei dintre cele mai frumoase copiii noștri care au reușit într-adevăr să aducă simboluri foarte importante. Noi am pus să realizeze un afiș și au realizat câteva afișe extrem de importante pe care le-am și pus pe un stick, o să le și publicăm. Am zis că este important să se cunoască aceste lucruri și știu foarte multe lucruri despre Holocaust. Iarăși este un lucru pe care trebuie să-l promovăm și anume faptul că se mai învață istorie. În ciuda faptului că s-a preconizat tăierea numărului de ore și am avut această dezbatere și această discuție despre importanța istoriei. Deocamdată o catastrofă evitată prin nou plan cadru, deși n-aș fi convins că acesta nu va mai suferi modificări, pentru că așa e la noi românul, indiferent cât am deliberat, ce am hotărât, unii nu vor fi de acord și ba din contră încearcă să-și impună părerea, chiar dacă sunt minoritari față de majoritate. Da?
Da, concursul a avut și câștigători, dar pentru că abia s-a terminat proba astăzi, știți că există perioada de termenul de contestații și atunci mâine va fi definitiv, vor fi declarați definitiv câștigătorii. Parțial, astăzi, la clasa a șaptea, a câștigat elevul de la școala Constantin Brâncuș, cunoscută sub numele de școala numărul 12 pentru toată lumea. Și la liceu, la învățământul liceal, eleva de la una dintre elevele, că au fost mai multe, trebuie să specific, de la Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu, și așteptăm să se finalizeze dacă sunt contestații sau nu, astfel încât să declarăm mâine învingători. Este prematur să spun astăzi care sunt, pentru că altfel... Apropo de participare, acest concurs a avut lungi perioade cu participări modeste și în țară, nu numai în Gorj. Da, poate așa. Și datorită temei, oamenii foarte sunt mult, reticenți. Da, foarte mult timp nerecunoscut Holocaustul pe pământ românesc. Istorici, da, exact. încă e o dispută pe acest lucru, deși la nivel universal cu siguranță, nu numai că Holocaustul a existat. Da. A avut, dar elevii trebuie să învețe să evite pe cât posibil să nu ne mai întâlnim cu asemenea catastrofă, pentru că ei sunt cetățenii de mâine. Da. Cu siguranță acesta este mesajul pe care trebuie să-l primească de la noi elevii și să știți că eu am constatat că au înțeles acest mesaj, pentru că pe afișul pe care l-au avut de realizat, merg pe afiș pentru că asta a fost de creativitate, un element de creativitate, pe afișul pe care l-au avut de realizat, au reușit să pună sloganuri care să ne demonstreze că, într-adevăr, au învățat că trebuie să nu repetăm greșelile celor din trecut. E un lucru important pentru noi. Apropo de afișe, nu știu dacă vă aduceți aminte, dar în urmă cu 2 ani, Muzeul Județean a găzduit o expoziție de afișe poloneze, da, din toate domeniile, iar... Doamna de se ocupa de coordonarea din partea poloneză, îmi spunea o emisiune, chiar a fost înregistrată și a fost difuzată pe NSA TV, explica faptul că tinerii din Polonia se manifestă extrem de mult prin intermediul afișului, un mod de comunicare chiar foarte, foarte bun. Și mesajele sunt foarte aplicate pe temele respective. Asta este important și au creativitate tinerii din ziua de astăzi. Da, și acum dacă ne gândim că inclusiv acele postări pe rețelele de socializare tot sub forma unui afiș, exact, se fac de foarte pornesc multe ori. Și de asta da, probabil au și ei apetență pentru afișe. Că, de exemplu, dacă am fi zis un articol de presă, era puțin mai complicat, puțin mai... Mai ales pentru generația actuală, da. Mai greoi și am zis să ne adaptăm până la urmă nevoilor noi generații, că aceasta este. Dar nu doar concursul de astăzi, luna mai și început de luna iunie sunt și alte manifestări foarte importante. Păi, de exemplu, importante. Săptămâna viitoare avem un alt concurs, pentru că se spune despre dascăl că unii ne tratează cu multă larghețe, ca să mă exprim eu elevat. Se spune că au terminat orele, se duc acasă. Nu, noi avem foarte mult de lucru, adică nu numai directorii, ca să fim înțeleși, toți profesorii. Sau mare parte din ei, să fim mai corecți. Exact, ca să fim corecți, exact, să fie corectă exprimarea. Marea majoritate sunt implicați în tot soiul de activități, gen concursuri din acestea care ne ocupă 3-4 ore în plus față de activitatea noastră. Nu știu câți dintre cei care lucrează în alte domenii stau degeaba 3-4 ore, 5 ore, astăzi am stat și 5 ore, în plus la astfel de activități. Săptămâna viitoare, de exemplu, avem sesiunea de referate și comunicări științifice ale elevilor. Care concurs național. Concurs național, sigur că da, este etapa județeană. Etapa județeană se desfășoară la Colegiul Tehnic Henri Coandă, sunt gazda acestui concurs. Iar peste 2 săptămâni, săptămâna imediat următoare acestui concurs, după cum știți, avem simpozionul de istorie, Gorj Vatra de istorie, adică simpozionul... Ediția 31. Ediția 31 și îl sărbătorim pe Ștefulescu, pe Alexandru, da, Ștefulescu. Este una din ideile pe care le-ați avut și vă felicit. Mulțumesc, nu, ea a fost... A dumneavoastră și a domnului Nichifor. Da, nu, acum să fim corecți, a fost ideea în Societatea de Științe Istorice filiala Gorj, da, din care facem amândoi parte, da. Acum cine a rostit-o nu mai contează. Dar ce vreau să spun apropo de concursul de săptămâna viitoare, dar și de simpozionul de pe 25 mai,
arată că, pe de o parte, se lucrează foarte mult cu copiii, sunt valorificații, pe de alta, nici profesorii nu stau degeaba, nu numai că însoțesc copiii, nu numai că participă la evaluare, noi dar iată, și se manifestă exact. Și științific prin acest simpozion de tradiție care a ajuns, spuneam, la ediția a 31. Știm foarte bine că și aici ne apropo, lucrez. Dacă tot a fost să dăm de evenimente, doar câteva zile mai târziu este Consiliul Național al Societății de Științe Istorice, anul acesta se desfășoară la Bacău, în care o delegație de la Gorj, din care facem parte și noi, da. Doi, va participa la acest eveniment. Important, am spune, pentru că Societatea de Științe Istorice este singura, să spunem așa, majoră la nivelul disciplinii istorie, mai este o societate, APIRU. În același timp, președintele acestei entități, Bogdan Murgescu, este printre altele și consilierul ministrului educației, Adrian Curaj, ca să nu mai vorbim de directorul institutului, unul din institutele Universității București și toate și multe alte poziții. Dar și nu terminăm, chiar dacă e la început de lună iunie și suntem din nou implicați și în formula aceasta, nu întâmplător să spunem, a fost invitația, pe 4 iunie, deci chiar în ziua din preajma alegerilor locale, emisiunea dinainte vorbea de alegerile locale, avem la Băleș concursul regional de istorie, Gheorghe Magheru, de fapt, e proiectul didactic Moștenirea Maghierilor, care include un simpozion pentru copii cu participare regională, cum spuneam, și un concurs la care s-au înscris deja, pe lângă echipaje din Gorj. Perioada de înscriere nu s-a terminat, să spunem așa, dar sunt înscriși deci, echipaje din București, Sibiu, Olt și Dolj, în afara Gorjului. Sunt mai mulți, cred că cu două județe, că am mai avut astfel de da. Participări, dar câteva, trei județe. Da, da. Deci vor merge, premiile sunt și acolo, tot în bani, e adevărat, premii mult mai mici decât cele de la Novaci. Da. Dar nu putem egala Novaciu, vă spun asta, pentru că Novaciu e unii la nivel de țară. Deci la premiile acelea chiar nu are egal în țară. Ce vreau să spun cu asta? Că foarte multe activități care antrenează profesorii, antrenează elevii și sunt, e adevărat, e și obositor la nivelul lunii mai să facem toate aceste lucruri și, cum spuneam... Și în aprilie, dar da, cele din aprilie au venit cu și Paștile. Da, și a fost și a fost săptămâna altfel. O mare nebunie, pentru că și în perioada respectivă sunt foarte multe activități unde trebuie să fim foarte atenți cu copiii, să fim foarte implicați, pentru că este vorba de îndrumarea acelor copii care pleacă încolo în vizită, pleacă încolo în excursie, pleacă oriunde și noi trebuie să avem mare și apropo grijă. De asta, în școala altfel, în acea săptămână, au fost fazele naționale ale olimpiadelor, Gorjul. Deci noi am vorbit numai de istorie, da, pentru da. Că la română s-au desfășurat foarte multe faze ale olimpiadelor școlare. Și mai multe concursuri. La limba română, sunt și la chimie, sunt și la matematică. Adică, până la urmă, așa cum am spus, toți dascălii sunt implicați în aceste activități și este păcat de multe ori să se spună despre noi lucruri rele. Nu este corect, nu este cinstit, pentru că chiar se muncește. În învățământ se muncește. Iar astăzi am avut ședințe. Păi noi avem astfel de activități de lucru cu generalul aproape săptămânal. Adică da, într-un fel sau altul există. Ori la nivelul, sunt cercurile și la director și pe specialități. Sunt diverse alte pe parte de contabilitate, pe parte de... Da. Deci sunt diverse lucruri care se fac. Arată o activitate foarte intensă și de ce am vrut să mă opresc mai mult asupra ședinței de astăzi și ținută de inspectoratul școlar cu directorii de școli, pentru că au fost invitați niște parteneri extrem de importanți de la inspectoratul de poliție județean prin mai multe, deci ordinea direcție, publică da. Și direcția rutieră sau serviciul rutier, nu știu cum se numește, cred că biroul rutier este la nivel de municipiu, la serviciul județean Gorj al Arhivelor Naționale, la DICOT, reprezentanții da. DICOT, pentru că sunt ceva probleme la nivel și la nivel de Gorj, cum sunt în toată țara cu tineri, apropo de consumul de substanțe halucinogene. Bineînțeles, Direcția de Protecție a Copilului și cea mai interesantă și de aici aș vrea să plec, nu întâmplător am făcut, vorbeam de că se adresează liceelor tehnologice,
În acest an, o companie, ne riscăm să-i dăm numele, sper să nu trecem pe la caserie, dar ei sunt organizatorii. OMV Petrom organizează acel cunoscut Țara lui Andrei, noi am mai vorbit despre el, deci cei care organizează Țara lui Andrei au și o altă tabără, se numește în acest an România Meseriașă. E un proiect educațional, până la o platformă, de fapt, de susținerea educației profesionale din România, iar această, ei organizează o tabără pentru diverse meserii și această tabără are anul acesta copii doar din Gorj, pe lângă școlile care le organizează ei direct. Deci 200 de copii din Gorj vor fi în august și septembrie în tabără la Bran. La Bran în județul Prahova, cred că este. Sau Brașov. Oricum știm deja localizarea pentru foarte mulți. Ce vreau să spun cu această tabără? Că în următoarele săptămâni o caravană va umbla pe la aceste licee, sunt 23 în județ din câte am înțeles tehnologice, de licee, da. Și vor face ce? Pentru că știu că știți, cunoașteți mai multe despre. Pe anumite domenii, este vorba de mecanică, electromecanică, electrotehnică, electronică și automatizări și turism și alimentație. Turism și alimentație, da. Și construcții. Construcțiile civile și ceva de genul toate, acesta. Adică, până la urmă, eu am înțeles că s-au orientat spre județul Gorj, întrucât există această paletă foarte largă de specializări, deci chiar au avut de unde să își aleagă, pentru că, într-adevăr, directorii de colegii tehnice s-au implicat și au reușit să autorizeze și să tot autorizeze o serie de specializări, astfel încât chiar acoperim la toate liceele din județ, se acoperă aproape toată plaja din normative, adică avem pe toate domeniile specializări. Da, astăzi la Târgu Jiu a venit fosta realizatoare TV Mona Nicolici, da, care ea se ocupă de aceste proiecte ale companiei și spunea un lucru că printre alte lucruri, un fapt care a contat în alegerea Gorjului a fost că are încă o puternică industrie petrolieră, nu întâmplător compania fiind din domeniul acesta, și anul trecut beneficiara acestei tabere a fost județul Prahova. Iar acum era pe undeva logic să vină cam al doilea județ, așa am înțeles de la care are o putere. Cred că cu siguranță, acum nu știu că se mai exploatează, dar resurse sunt. Au venit în Gorj și însă s-au ales alte meserii decât cea de petrolist, pentru că există niște școli organizate de companie, niște școli profesionale practic, care le finanțează compania în domeniul ăsta petrolier și au și o tabără în cea de-a cincea săptămână, practic sunt patru serii a câte o săptămână. Mi-a atras atenția un lucru, practic e o competiție deschisă, atât pentru elevi, cât și pentru profesori. Și dacă din ăia 200 de elevi, 40 din ei vor avea o bursă de un an de zile de câte 5 milioane, profesorii cei 40 care vor fi selecționați, nu așa întâmplător, nu după ochi frumoși, deci trebuie o scrisoare de intenție, sunt mai multe lucruri care se cer, inclusiv de la copii. Inclusiv profesori care nu au legătură cu ingineria, care deci nu au disciplina respectivă. Profesorii vor primi un laptop. Deci iar un efort destul de mare. Da, și este necesar pentru orice dascăl. Mi se pare că este benefică această competiție, întrucât îi obligă și pe copii să se implice puțin și pe dascăl să-i stimuleze puțin, adică să-i facă cumva să... Pentru că trăim într-o stare de aceasta de somnolență. Și de o chestie de genul la hai să facem liceu, că vedem noi ce facem după aceea. Noi am avut această discuție cu școlile profesionale de multă vreme. Noi am tot încercat specializări noi la școlile profesionale, dar există o mare reticență din partea părinților și trebuie să spun lucrul acesta. Pe undeva poate fi și vina noastră, să știți. Pentru că prea ușor ajung să termine liceul. Dacă rămâne unii repetenți și unii corigenți, unii mai mulți corigenți, unii mai mulți repetenți și n-ar mai fi atâtea note mari, zic eu, că pe la multe școli sunt note mari. Nu zic de ai mei, nu. La mine ar trebui să mai rămână repetenți, recunosc. Ceea ce se va și întâmpla.
Deci, dacă n-ar mai fi atâta ușurință în a ajunge să termin liceul, probabil s-ar orienta și ar coborî cu picioarele pe pământ foarte mulți dintre părinți. Ar zice, domnule, lasă-l să facă întâi profesională, face meserie, iese pe bani, face liceul la seral. Nu este niciun fel de problemă. A fost un lucru care, care a fost foarte bun pe vremurile dinainte și care a și ridicat învățământul profesional. Așa s-au pregătit meseria și pe care îi mai avem noi și de care tragem astăzi cu dinții de ei, pentru că nu mai sunt alții. Inclusiv maestrii pe care îi avem, maestrii instructori, sunt din ce în ce mai puțini. Adică nu mai sunt, și sunt toți acești maestri, sunt cu studii superioare, obligați să-și facă studiile superioare. Maestru trebuie să facă practic. Deci practic sunt ingineri, chiar dacă așa sunt încadrați, bine, au cu studii superioare, dar sunt maestrii instructori. Păi până la urmă suntem cu studii superioare, dar da, facem muncă mai puțin calificată, chiar dacă maestrii au un rol mai mult, poate mai mult, mai important decât inginerii. Da, pe partea practică. Apropo de acest proiect al celor de la OMV, cum ar fi fost ca, de exemplu, CEO-ul de la noi sau altă companie de aici din Gorj să facă asemenea tapere, să-și pregătească viitorii muncitori, viitorii salariați? Da, ar fi fost un plus pentru învățământul tehnic gorjean, asta vă spun cu siguranță. Dar eu pot să vă spun un lucru, am o propunere, am avut o propunere, încă n-am nici discutată mai mult, dar am avut o propunere din partea unui patron, mare patron din Târgu Jiu, care a venit să-mi propună strungari și sudori. Păi cât credeți că s-ar înscrie la strungari? În condițiile în care omul le-ar asigura susținere pe timpul școlarizării. Adică le-ar oferi burse. În afară de ce le-ar da statul la profesională, cele 2 milioane, omul le-ar mai da ceva bani. Ceva? Nu știu, că n-am discutat. A rămas doar la o propunere, a venit. Eu am rămas extrem de încântată. Acum, eu sunt încântată, dar pe de-o parte am această reținere care provine de la faptul că de câte ori ne-am propus, părinții, copii, ce să caute la profesional. Deci există această reținere. Să știți că am avut în Gorj, există în Gorj un patron, cel puțin eu îl cunosc, care ar susține o școală, o școală tehnică, adică pe noi. Omul este dispus. Dar părinții cred că trebuie copiilor să termine liceul și facultatea după aia, dacă e posibil. Cum am putea să schimbăm mentalitatea părinților? Ați lansat o idee, aceea de a fi mai exigenți la nivel de liceu. Poate și asta ar face ca și rezultatele să fie mai bune pentru ceilalți. Exact. Dar doar atât? Sau cum încercăm să-i convingem, adică să-i conștientizăm, să le arătăm asta? Psihologii, acei profesori psihologi din școli, diriginții, cine să facă? Da. Cred că orientarea profesională are o problemă ar la avea, noi. Ar avea rezultate dacă părinții ar veni la școală. Adică dacă să facem un fel de școală a părinților? Da, dacă părinții ar veni la școală, mai ales atunci când îi chem să vină la școală. Dacă părinții ar fi în țară, așa, iarăși este o problemă. Da. Dacă părinții ar fi în țară și sunt bunicii, și bunicii știți că sunt mai toleranți cu nepoții, că așa sunt bunicii. Mult mai toleranți. Dacă s-ar întâmpla aceste lucruri și dacă n-ar fi unic acest patron despre care v-am spus eu. Nu i-am dat numele pentru că încă suntem la o discuție, am discutat. Omul a venit foarte deschis. Dumnealui la mine, nu eu la dumnealui, să ne înțelegem. A venit și m-a căutat la școală. Este fost absolvent al liceului numărul 5. Este absolventul liceului nostru. De aici și venirea spre acest liceu. Da, bineînțeles, a avut această... dacă n-ar fi unic, dacă ar mai fi încă 2-3 să susțină CEO, de exemplu, cum a zis dumneavoastră, sau altele. Nu, dar mă gândeam că în continuare e cea mai mare companie din Gorj. Nu că are probleme, că așa cam toate au de acolo. Nu există unul fără probleme, pentru că asta este. Dar dacă tot mergem pe minerit și pe energie, și acestea sunt domeniile la noi care ne susțin până la urmă economic, susțin Gorjul. Trebuie să recunoaștem că dacă au murit cele două, dacă am terminat cu județul Gorj, ajungem ca înainte de 67, cum se spune. Și din nefericire, perspectivele nu sunt dintre cele mai îmbucurătoare. Și aici, chiar dacă facem marșuri până la București sau ceva de genul ăsta, nu cred că e suficient. Trebuie mai mult ca să rămână această industrie la Gorj. Și bineînțeles, să înlocuim și cu altceva, pentru că
în anii de după 1990 și înainte de 89, pe lângă industria minieră sau prestatoare pentru minerit, mai existau inclusiv de la mașini unelte și toate celelalte, care mai lucrau și în afara de producției pentru minerit. Pentru extern. Da, și lucrau și pentru export. Asta ar trebui să înțelegem și să avem investiții de genul ăsta. Avem, acum se tot vorbește de acea fabrică de cablaje, alt investitor care e pregătit să vină la Târgu Jiu. Da, am văzut afișe peste tot în oraș. Cred că nu-i suficient și dacă să zicem anul... Nu-i suficient, dar mai există ceva. Am avut o discuție cu unul dintre cei care au participat, îmi cer scuze, care a participat la interviu și care îi intervieva pe cei care vreau să obțină un loc de muncă. Curgenii noștri întrebau ce salariu am. Adică ajutorul social e mai important până la urmă decât să mă duc să mă trezesc dimineața și să iau câte milioane acolo. Da, realitatea este o problemă cu salariul, pentru că în primul toată lumea se raportează, să zicem, la CEO. Asta e prima problemă. A doua însă este și o altă, și asta am văzut-o la companiile la supermarketurile mari în general. Un șef de magazin, și nu dau firma, la Târgu Jiu are cam cu 10 milioane mai puțin ca omologul lui de la Craiova, de exemplu. Sau deși fac același lucru și poate ăsta de la Gorj are vânzare mai mare decât cel de la Craiova. Da. Deci nu e în... Că așa au calculat compania și aici e o problemă. E pe profit, până la urmă. E o problemă, apropo de fabrica de cab, cea de la Ra care vrea să vină încoace și n-a prea găsit muncitori. Aici a oferit minimul pe economie la zona Banatului, oferă undeva la 18-20 de milioane brut. Deci e un plus față. Deci am impresia că suntem și puțin tratați mai de sus. Mă refer de companiile acestea. Deci ar trebui să țină cont și de specificul Gorjului din această perspectivă. Da, este. Pe de altă parte însă, apropo de liniile de comunicație, suntem într-o situație destul de dificilă, adică îți vine investitorul, pleacă din Banat, să spunem că e aproape de graniță, sau din Ardeal, tot pe graniță, și vine la Târgu Jiu. Da, drumuri n-are, angajați n-are, de ce să vină la Târgu Jiu? De ce să vină la Târgu Jiu, corect. Asta e toată chestia. Indiferent cine, că suntem în plină campanie electorală și principala promisiune a tuturor politicienilor este locuri de muncă. Ei, aș vrea și eu să le văd după alegeri, pentru că e foarte greu de făcut, să ne înțelegem. Nu contest faptul că intențiile bune există, dar va fi foarte greu să aducem investitori. Și atunci ne gândim din nou să păstrăm măcar ce avem aici. Bun, da, exact. Apropo de cele întâmplate astăzi la întâlnirile acestea, se încearcă, și vorbesc cu dumneavoastră și din perspectiva unui om care bate arhivele foarte, foarte des, nu numai pentru lucrarea de doctorat, dar și alte lucrări care au apărut sau sunt pe cale să apare, se pune din nou accent să se aplice acea lege arhivelor prin care documentele acelea din școală, acele registre, toate celelalte, să intre într-un sistem mult mai... elaborat și da, să fie cumva cuantificat la arhive, să existe documentul. Astăzi a fost o întâlnire în conducerea arhivelor gorjene, a prezentat aceste lucruri. E practic un termen de câteva luni în care școlile trebuie să se pună la punct cu oameni care să facă cursuri de specialitate, în același timp să-și pună arhivele la punct, pentru că după aceea vor urma controle care pot să se lase și cu amenzi. Însă, ce m-a frapat și aici este una din problemele mari care este în Gorj, la unele școli, au dispărut foarte multe școli. Arhivele respective n-au fost salvate, sunt în cel mai fericit caz, sunt tot acolo unde școala respectivă nu mai funcționează, în condiții greu de imaginat de multe ori, da, pentru că în momentul când ai desfințat o școală, de multe ori ea se degradează accentuat, pentru că ba se mai spar cum sunt românii noștri, ba mai spar niște geamuri, ba mai fac alte lucruri, da. Aici, cred că este prima provocare să salvăm arhivele școlilor din toate satele, cătunele din județ. Pentru mine a fost o mare problemă și eu sunt întru totul de acord cu cei de la Arhivele Statului, pentru că ne confruntăm, dacă mergem la arhive să studiem anumite domenii, ne confruntăm cu foarte mari lipsuri.
Există comune în care dacă primarul nu s-a preocupat sau preotul nu s-a preocupat sau notarul nu s-a preocupat, nu există foarte multe documente, nu s-au păstrat. Le-au tratat cu destul de mare larghețe, le-au lăsat pe oriunde, s-au deteriorat și este foarte greu acum să reconstitui istoria anumitor zone. Este un lucru cu care eu m-am confruntat de când am început eu cercetarea pe la arhive, nu la arhivele, nu numai la arhivele din Gorj, ci la arhivele naționale. Au fost și perioade în care au dispărut pentru că am avut ocupații pe aici prin zona și au venit nemții în primul război mondial, au mai distrus și ei din fondul prefecturii, de la anumite comune, dar exista și o mare delăsare din partea autorităților. Motivul pentru care sunt întru totul de acord, este foarte greu să reconstitui inclusiv să faci o istorie a școlii gorjene de la 1950 până în zilele noastre. Așa, la modul general, o putem face. Că fiecare vine cu câteva chestii minore. Asta da, mai înseamnă, e și istoria orală. Asta nu înseamnă mare lucru. Pe document, da, e o mare problemă pentru este perioada comunistă. Este o mare problemă, pentru comunista. Că dacă iei pe documente, există foarte, foarte mare... Eu m-am confruntat cu această problemă scriind monografia satului. Eu nu merg pe monografia unei comune, este foarte greu. Cine spune că o face, o face la modul că o face. Așa, am trei sate pe care m-am axat și am încercat să găsesc documente. Foarte greu. Foarte greu. S-au păstrat inspectoratele școlare, n-au știut cum să le salveze. Unele au fost distruse. Unele de pe la alte școli le-au distrus din prima, adică nici n-au avut așa vreo grijă mare pentru documente. Paradoxal, revizoratele școlare, măcar materiale, revizoratul școlar de la Gorj, materiale de sinteză le-a avut, le-a păstrat avut. În arhivă. Da, revizoratele, dar, da. Multe au rămas la școli și la școli, într-adevăr, așa cum erau făcute cu pixul și cu toate celelalte, m-am confruntat și eu cu asta, sigur, de asta da. Spun. Da. N-au fost salvate în multe... Sau registrele de inspecții de la școli. Alea trebuie păstrate pentru totdeauna. Păi de asta sunt, e și acel regim exact. Care da, sunt, trebuie să fie păstrate 30 de ani, 30 trebuie de să ani, sau permanent. 2 ani, 3 da. Ani, că știți că sunt astea de la examenele naționale, 2 ani, după 2 ani se distrug, nu ai ce să le... Bine, aici e o discuție apropo de... Legea arhivelor... Distrugerea se face tot în prezența lor. Aici e problema și e destul de costisitoare, să spunem, respectarea acestei legi, dacă este. Ne gândim la acte. Pe de altă parte, însă avem aici, cred că legea arhivelor de la noi nu prea ține cont de ce se întâmplă în Europa, apropo de Uniunea Europeană, pentru că deja acolo se pune foarte mult accent pe digital, deci documentele sunt trecute în format digital, practic hârtia începe să dispară, de fapt acolo nici să printez, nu decât când da, este nevoie, rar. În timp ce noi punem accent foarte mult pe printare, mai mult decât puneam, să zicem, în urmă cu 5, 6, 10 ani, înainte de intrare în Europa. European. Deci aici mai e de lucrat. Pe de altă parte, e nevoie de documente. Da. Da, au mai început să pună documente, dar au început arhivele mari. Duc lipsă de personal, să știți. Eu, dacă tot mergem și știți foarte bine că ați mers și dumneavoastră acolo, duc lipsă de personal. Ar trebui mai mult personal care să se ocupe, într-adevăr, de lucrul acesta, să scoată hârtia și să folosim și noi ca în Occident calculatorul. Adică m-am dus, am văzut și am plecat și pot să le văd și de acasă unele din ele. Aici e problema, pentru că deja în Uniunea Europeană, în țările dezvoltate, un cetățean de la Paris poate să citească nu știu ce carte, nu știu ce bibliotecă sau nu știu ce arhivă, ce document da, din arhivă din Londra. Din Londra. La noi nu se poate încă același lucru, poate, abia da. s-au pus câteva documente de la Gorj, se încearcă, mă refer în țară, e o problemă, e o problemă da, de dotări, de toate celelalte, de oameni care să lucreze, dar pe parcurs cred că rolul arhivelor va crește, pentru că nu putem e să uităm. E păcat să pierdem. Da. Și nu știu dacă ar fi neapărat din punctul de vedere administrativ, pentru că în general un stat pune accent foarte mult pe administrativ. Dar să nu uităm de valoarea istorică a documentelor adică respective. Da. Dacă ele se pierd, noi copiii noștri și urmașii noștri nu vor mai avea de unde să știe ce s-a întâmplat. Pentru că nici n-am consemnat undeva, nici nu avem documentul digitalizat și atunci dispare.
Suntem pe final de emisiune. Aș vrea să încheiem, să spunem așa, să ne întoarcem la ce am discutat referitor la disciplina istorie, la lucrurile care se fac în această perioadă și nu v-am cerut părerea de asta și cum comentați faptul că noul plan cadru practic a păstrat ponderea istoriei la nivel de gimnaziu așa cum era anterior, ba din contră, cel puțin la clasa 5-a practic s-a câștigat o oră. Da. Și asta din perspectiva faptului că, iată, și liceul va intra, curiculum de liceu va intra în anii următori într-un asemenea proces. Eu sper și pot să fiu și condamnată, dar asta este, e opinia mea. Eu sper să revenim la 2 ore la clasa 12-a și să nu mai facem istorie integrată în clasa 12-a, pentru că manualul, sau oricum vor trebui să umble cumva și la manuale, manualul și programa de clasa 11-a, după părerea mea, sunt mizerabile. Adică nu au, pur și simplu acolo este mai mult o istorie, sociologie, demografie. Eu sunt de acord cu interdisciplinaritatea, dar să nu se mai numească istorie atunci, adică să mai fie ora de istorie. Pe vremuri erau acele cunoștințe despre sau ceva de, nu îndrăzneau exact să-i spună așa, o disciplină tocmai din cauza asta. Exact. Și aveau și atribuiau foarte bine termenii. De asta nici nu puteau folosi istorie, că știau că nu e istorie. Da, am neglijat, aveam de gând să vorbim pe 24 mai, e concursul, faza județeană a concursului Prietenii Pompierilor, pe 26 la Baia de Fier, cu Viața mea apăr viața, ambele avem concursuri, echipaje, da, și cu echipaje care participă acolo. Vom mai vorbi despre asta, probabil ne vom mai întâlni în această vară, primăvară, de fapt sfârșit de primăvară, început de vară, pentru că vine admiterea, vine oferta școlară, sunt multe alte lucruri. Lucruri de discutat. Mulțumim pentru prezența și la emisiune. Și mulțumesc pentru invitație, cu mare drag și altă dată. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Școala Gorjeană, doamna Marcela, managerul, directorul Colegiului Tehnic Henri Coandă din Târgu Jiu, a fost cu noi. Mulțumim pentru atenție, la revedere!